Locuitorii din satul Valea Orlei, de pe strada Titel Petrescu din Bucov, au o mare supărare. Aproape săptămânal, spun oamenii, au la robinet apă cu rugină și pământ. Locuitorii susțin că nu pot bea o astfel de apă, nici nu pot spăla hainele cu apă murdară și le este teamă să-și ude legumele din grădină cu apa plină de rugină. Oamenii spun că nu li se pare normal să plătească pentru astfel de apă și declară că au făcut numeroase sesizări către autoritățile locale, însă de fiecare dată au primit același răspuns: nu sunt bani la buget. Autoritățile locale susțin că aceste probleme apar doar când plouă sau când se întrerupe curentul, deoarece apa provine de la niște puțuri forate la peste 150 de metri adâncime și este potabilă, localitatea nefiind racordată la rețeaua de apă Hidroprahova. Însă chiar și așa, oamenii așteaptă să fie luate măsuri pentru a nu mai plăti degeaba o apă murdară pe care nu o pot folosi.